Bine v-am găsit la emisiunea Bon Chef, locul unde învățăm împreună arta mesei. Invitatul meu din această săptămână este medic alergolog și cadru didactic la UMF Iași, Ina Stafie, pe care o salut. Împreună vom discuta despre alergiile alimentare, dar la adulți de data asta. Am vorbit despre copii ieri, astăzi despre adulți. Ce ar trebui să evite adulții în alimentația lor ca să nu devină alergici? Sau cei care sunt alergici? Da, am să aduc în discuție alimentele de la copii de ieri, și anume și adulții care se cunosc alergici au 6 grupe de alimente. Laptele de vacă, albușul de ou, făina de grâu care conține gluten, fructele cu puf, le-am spus, și în plus se adaugă, pentru că peste vârsta de 1 an, 2 ani, deja și copilul și adultul se egalizează în drepturi alergice, în plus se adaugă consumul de arahide, de alune, cu echivalent migdale, caju. Arahidele sunt extraordinar de alergenice, sunt un periculos alergen regăsit aproape în alimente la care nu ne gândim că am putea să le găsim. Specific, în afară de aluna propriu-zisă, unt de arahide, care e în borcan special și e consumat extensiv de copii, ulei de arahide, care poate fi folosit la prăjire câteodată, în special a produselor vegetale. Deci, practic, astea sunt pericole care ne pască din anumite preparate. Exact. Nu neapărat dintr-un borcan cu alune. Exact. Separat de asta, se găsește pastă de arahide, urmă de arahide, arahide în sine, în biscuiți, în ciocolată. Biscuiții obișnuiți. În biscuiții obișnuiți trebuie efectiv verificat pe etichetă de către părinte, de către cel care cumpără, cel care citește, trebuie citit de eticheta. Geleurile de fructe, de exemplu, sunt îngroșate și așa mai departe cu arahide. Urma de arahide e extraordinar de periculoasă. Dau un singur exemplu din practica medicală. Există pacienți alergici la arahide care pot face o criză de astm sau să intre în șoc anafilactic doar la desfacerea unei pungi cu alune. Doar la desfacere. Deci fără să ingere, fără să mănânce. Asta bănuiesc că e specific pentru cei care sunt alergici. Este specific alergici, pentru cei care sunt alergici. Se poate mânca cu siguranță. Alune, nu e neapărat ca să se liniștească, cei care se uită la noi, practic în România e destul de redus alergia la arahide. E foarte specifică locațiilor unde se consumă de mic copil arahide, și anume în Anglia, în State, în Australia. Deci sunt țări în care într-adevăr consumă de arahide peste tot și mâncăruri și bucătarii la restaurante. Pun. Exact. Deci nu e valabil la noi. Da. Dar totuși rămâne un ceva de speriat arahida, e un alergen de speriat. Altceva? O altă categorie este soia, soia care face parte din familia fasolei, fasola de orice fel. Soia este deosebit de alergenică, e o proteină deosebit de alergenică și soia o regăsim, deci cei care sunt alergici la soia ar trebui să experimenteze, să aibă fie erupție pe piele, fie manifestări digestive plus alte tipuri de manifestări deosebit de variete ca formă, nu ne putem gândi, ca o stare generală de rău, durere de cap, înroșirea feței, senzații de căldură interioară, la care se pot adăuga greață, vom, durere abdominale, senzație de lipsă de aer și așa mai departe. Îmi spune că există și false alergii totuși, adică sigur, nu neapărat cele sigur standard. Da. Ce înseamnă? Să nu uit, ar mai fi peștele și crustaceii, deci soia, peștele și crustaceii. False alergie înseamnă consumul de alimente care eliberează histamină, e un termen nemaipomenit, înseamnă o substanță care se degajă în organism și în cazul alergiei, și o substanță periculoasă. Și despre ce? Vorbim în principal de băuturi, de tipul cafea, ciocolată, cola, ceai verde, ceai negru. Vorbim de pește, macrou și ton sunt lideri în eliberarea de histamină. Vorbim de tot ce înseamnă alimente afumate și conservate, cârnați afumați, conservați, brânză maturată, anumite vinuri, vinurile roșii, care au foarte mulți tanin, cu alte cuvinte, vinurile mai ieftine, varza murată, cu alte cuvinte, cam tot ce-i bun. Cam tot ce-i bun, da. Mă gândeam că e îngrozitor. Da. O masă de Crăciun conține. Un cam tot ce întreg. E aici, da. Cam așa. Da. Ce e de înțeles e că până la urmă e vorba de o alimentație echilibrată, nu pur și simplu trebuie să eliminăm toate. Evident, nu eliminăm, dar să fim atenți la cât de mult mâncăm din unul din aceste alimente sau la combinația lor. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile interesante pe care ne le-ai oferit. Dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit și ne revedem mâine la aceeași oră.